Bună ziua și bine v-am găsit! Suntem la o nouă întâlnire cu domnul academician, domnul Stolnici. Astăzi vrem să discutăm despre, de fapt vrem să ne povestească dânsul și de-abia așteptăm despre parcursul vieții și realizările pe care dânsul le are până în acest moment și știm că mai sunt câteva realizări pe rol, să zic așa. Bună ziua! Bună ziua la toți! Bun, a venit la dumneavoastră să ne spuneți, să ne faceți o poveste despre viața dumneavoastră. Despre viața mea am scris povești. Corect. Aș vrea să vă spun ce rămâne de pe urma mea. Care sunt realizările mele principale? Părerea mea este că orice om care se respectă, când trece prin viață, să lasă ceva. O amintire, o creație, o realizare care să fie în folosul celorlalt. Păi să lasă și lucruri urâte, dar să-i altceva. Ca medic, bineînțeles, că principala mea realizare a fost mii de bolnavi pe care Dumnezeu m-a ajutat să-i vindec, să-i ușurez, să-i scap de la moarte. Și generațiile după generații de studenți buni, de doctoranți, pe care i-am format și i-am împins înainte ca să-și facă o carieră frumoasă. De asemenea, un lucru important pe care l-am avut în activitatea mea a fost, în afară de activitatea medicală, pe care am făcut-o timp de 78 de ani, am avut și o activitate științifică. Din această activitate științifică, la început a fost o activitate clinică în domeniul neurologiei, neuropatologiei, neuromorfologiei. Dar după aceea am abordat creierul dintr-un cu tot alt punct de vedere. Situația politică m-a eliminat din cercetarea științifică a laboratoarelor pentru origine socială. Dar întâmplător, în stația de travai de aici, profesorul Matei Balș mi-a dat o carte. Mai citește cartea asta și explică-mă. Era cartea lui Wiener despre cibernetică din 1949. Și aceasta mi-a deschis alte orizonturi. Întâmplător l-am întâlnit și pe profesorul Edmond Nicolau și amândoi, timp de peste 25 de ani, am lucrat împreună și am creat disciplina asta în neurocibernetica și în subsidiar psihocibernetica. Cam ce vârstă aveați atunci? Păi era până anii 50. Deci 20 amândoi. Am muncit mult. Am muncit greu. Aici, în țară, la început, am întâmpinat rezistențe foarte mari pentru că Stalin condamnase cibernetică. Dar am făcut pe sub transcurs. După aceea, am devenit notori în România, notori în toată Europa. Ne-a chemat diferite societăți, la Londra, în Italia, în Franța, în Germania, în Spania, după aceea în Brazilia. Așa că am făcut o muncă mare de cercetare, de pe urma căreia a rămas bazele cibernetice și care s-a dezvoltat după aceea o mare parte din informatica de astăzi și din știința despre așa zisele inteligențe artificiale. Această activitate științifică mi-a conferit și intrarea în Academie. În Academia Română am intrat, pe de o parte, pentru activitatea
științifică, domeniul neurologiei, dar mai ales prin activitatea științifică în domeniul neurocibernetice. Era o disciplină nouă, cu perspective mari, dar nimeni nu se gândea pe atunci să ajungă la amploarea la care a ajuns în momentul de față. Și cred că suntem oricum undeva jos, mai sunt multe de descoperit. Lucrurile vor merge pe fărug. Ca un bulgăre de zăpadă. Din ce mai mult. E o disciplină dificilă. Și care a deschis niște orizonturi complexe. Nimeni nu se gândea la internet, nimeni nu se gândea la socializările acestea rapide. Așa și faptul că avem multe lucruri la îndemână în buzunar, pe telefon. Mințeți și schimbarea lumii, automatizările, legăturile interumane și acest telefon mobil, care părea o utopie la început. Să se vrea ceva posibil, dar s-a considerat o utopie. Și iată că a venit o realitate indispensabilă ca și periuța de dință. Da, așa este. Nu este mai puțin adevărat că dezvoltarea aceasta a tras și aspecte nedorite, o cibernetizare a vieții, mai ales tinerii, o atașare, o acroșare a lor de virtual, care este exagerată, mergând până la formele foarte absurde pe care le găsim în piață. Dar până la urmă ne ajută. Nu ne mai putem imagina viața fără telefoane mobile. Nu ne mai putem imagina viața fără televiziune și fără internet. Sunt lucruri care au intrat în viața de toate zile ca și roata, ca și focul, care și ele la epoca lor au fost descoperiri epocale. În afară de această activitate științifică, în afară de activitatea medicală și în activitatea didactică, am avut la un moment dat și o activitate organizatorică. De altfel, ca șef de secție, ai totdeauna activități organizatorice. Am fost director general al Institutului de Geriatrie, cu toate problemele respective. Pe vremea aceea, organizasem chiar un început de rețea internațională, cu centre în diferite puncte, însă atunci diferite intenții, diferite aspecte politice m-au obligat să mă pensionez și am abandonat acest. Dar am făcut un lucru care sunt foarte bun. Am creat specialitatea de geriatrie. Poate cel mai important lucru care rămâne de pe urma mea este geriatrie. Înainte să făcea geriatrie, fiecare specialitate își făcea geriatria ei. Geriatrie e gastrică, geriatrie e cardiacă. Dar nu exista un capitol special de geriatrie. Ana asta nu a putut, dar nici nu a avut interes, ea a făcut institutul. Și prin institut a creat o importanță deosebită care a fost acordată în România a geriatriei. Dar numai prin institut. Și institutul ei a fost un institut destul de bine organizat cu o parte științifică biologică, o parte științifică clinică, o parte spitalicească, un azil și o parte de cercetare
socio-politică, socială, cum vrei să o luați. Însă specialitatea ca atare nu exista și astăzi există în România o vastă rețea de medici geriatri, de spitale de geriatrie, de policlinici de geriatrie, de laboratoare de geriatrie. Și asta este cea mai mare mândrie a mea. După aceea, după anii grei ai comunismului, în care am fost marginalizat, în perioada de tranziție, împreună cu Dulfi Dreamer și cu câțiva intelectuali de nădejde, am creat ceva cu totul deosebit. Învățământul Universitar Particular în România. Nimeni nu se gândea la așa ceva. Exista Universitatea de Stat și rămăsese Universitatea de Stat așa încă de la Șerban Cantacuzino și de la Constantin Brâncoveanu. Am creat o universitate. Universitatea Ecologică la București. Și după aceea am mai creat o universitate, Universitatea Andrei Șaguna de la Constanța. Am fost rector și aici, am fost rector și acolo, l-am condus. Universitatea de la București, chiar în cauza unor erori administrative, era să fie desfințată și a fost resfințată de guvern când am împlinit 80 de ani și Parlamentul, într-o gest generos, a spus, vă fac cadou Universitatea Ecologică. Așa că Universitatea Ecologică astăzi, mai ales Universitatea Ecologică, și Universitatea de la Constanța, sunt două realizări de durată și chiar revoluționare, care se mențin și care funcționează. După aceea, când am fost pensionat în geriatrie, am luat în primire la rugămintea profesorului Nicolae Cajal Centrul de Antropologie Medicală al Academiei. Era un centru înființat în 1942 de Francis Rainer și de regele Mihai. Când l-ați preluat? În 80. Așa, aproximativ. N-aș putea să vă spun că. Dar nu are ce importanță. Am aprofundat problemele institutului și am realizat două lucruri. Am transformat centrul de antropologie într-un institut de antropologie. Ceea ce este ceva mult mai important și care funcționează și astăzi. Și inițial acest centru era centrat pe cercetări de antropologie medicală și chiar făcea parte din secția medicală a Academiei Române. Eu i-am lărgit spectru. I-am adăugat cercetări de biologie antropologică, de paleoantropologie și mai ales de antropologie culturală și socială. Și astăzi, în locul centrului de medicină antropologică, există un institut de antropologie modernă cu cele două mari volete ale sale, cel biologic-medical și cel cultural și social. Sunt trei realizări majore pe care le-am putut îndeplini cu succes și care funcționează și astăzi. După aceea, am fost impresionat
tragediile care survin datorită consumului și dependenții de droguri. Dependența de droguri este un eveniment care a început cam prin anii 70. Odată cu Revoluția Tineretului din California, cu eliberarea femeii, cu libertatea sexuală și cu alte multe manifestări antisocietate, anti-establishment. Am fondat împreună cu Gigi Laza o fundație, CIADO, care se lupte pentru prevenirea consumului de droguri și care să sprijine Agenția Națională Antidrog a Ministerului de Interne, în care comitetul sau Consiliul Științific este condus de mine. Este o activitate destul de grea, destul de dificilă, pentru că spre ea se avântă segmentul de tineri și de adolescenți care sunt foarte greu de controlat astăzi cu mijlocile educaționale moderne. Este foarte greu pentru că cei care distribuie droguri sunt plini de bani și au o putere de corupție gigantică care anulează uneori cele mai drastice măsuri polițienești. Sunt situații în care chiar și în închisori și în centrele de dezintoxicare să vând droguri. Dar ne-am locat. Și acest ceară continuă să funcționeze și asta. Deci patru lucruri importante. Am mai încercat ceva. Împreună cu Alecu Parologu, cu Manole Filiti, cu George Fodoreanu și cu Ilie Georgescu, pentru mine a fost ca un experiment social, am reînviat un club, jockey club. A fost un experiment dificil, pentru că era un club închis eminamente aristocratic, și l-am deschis într-o lume meritocratică, între care mulți deștepți stau aristocrație. N-au mai fost cai, n-au mai fost bani, clubul merge și căpătând și istoria va decide dacă ceea ce am creat eu cu Manole Filiti a fost un lucru bun sau a fost o încercare utopică. Cum s-ar să întâmple datorită ideologiilor diferite care sunt implicate acum. Am mai intervenit prin relațiile mele, prin puterea mea politică, și prin relațiile mele personale am ajutat foarte mult Biserica Ortodoxă Română. Întâi am cunoscut pe cei 6 patriarhi. După aceea am colaborat ca efort testamentar cu ultimii 3 patriarhi și mai ales cu patriarhul Teoctist. Și prin eforturile și ale mele, ale patriarhului și ale câtorva oameni de bună credință, am putut obține autorizația de a ridica Catedrala Neamului, care, pe urmă, este opera actualului patriarh. Dar fără această autorizație n-ar fi putut să o facă și pe stupefacția mea, chiar român vechi, român de bună credință, creștin ortodox, s-a opus la un moment dat. Ceea ce este unic în istoria noastră, că niciodată nimeni nu s-a opus la ridicarea unei biserici. Ce am mai făcut?
datorită relațiilor mele și a puterii politice pe care am avut-o, am contribuit, cum scrie și pe socrul ei, la crearea și ridicarea statuii regelui Carol I, de către Florin Codre, în locul vechi statuii ale Meșterovici și amplasarea ei de către Sorin Oprescu în Piața Palat. E o statuie extraordinar de importantă, atât ca element decorativ urban, cât și ca simbol care fel de omagiu adus dinastiei care 82 de ani a condus această țară în mod venit. Vedeți, am făcut destule lucruri în viața mea și că după mine rămân aceste lucruri. În plus, rămân 36 de volume științifice, culturale, de memorialistică, de istoria medicinii, de istoria culturii, de istoria României. Aceasta este o literatură de care o parte este perenă, o parte sigur că se va epila, că va fi depășită, ca toată literatura științifică. Mă opresc aici, pentru că nu mai amintesc alte lucruri pe care le-am făcut. Dar cred că, în ansamblu, lasă în urma mea o serie de realizări importante pentru patrimoniul nostru național. Așa este. Vă mulțumim foarte mult pentru minutele acordate. Toate cele bune!